Salut cu drag. Eu sunt Raduleca. Mă bucur mult să te văd. Următorul partener. Într-un univers ideal în care lucrurile se fac cu răbdare și cu cap, următorul partener poate fi pregătit și proiectat de la distanță în timp. Știi foarte bine ce-ți place, cum trebuie să arate, cum trebuie să miroasă, cum trebuie să poarte. Și cu toate acestea, următorul partener este din nou un fiasco. Un eșec. Total. Cu toate că tu știi toate lucrurile de din au spus. Ce se întâmplă? Nu locuiești într-un universitar. Știm amândoi asta. Nimeni nu locuiește. Unde greșești? În tot. În ce? În modul în care gândești. În ceea ce ceri de la proiecție. Ce ceri? Păi, hai să luăm cele două cazuri extreme. Unele femei cer un partener asexuat care să arate ca un bărbat. Adică care să nu facă sex. Dar care să arate ca un bărbat. Alte femei cer un bărbat care să facă sex. Unele cer un bărbat care să facă ocazional, să nu le deranjeze prea tare, sex, dar cu care să vorbească. Altele cer, vezi, e în funcție de cerință. Cum se realizează proiecția? Dacă în relația în care în acest moment te afli, unul din elementele negative ce fac parte din ea au legătură cu sexualitatea, vei cere, și aici avem varianta A, un partener prezent sexual, varianta B, un partener care nu este prezent sexual dacă sexualitatea în prezent funcționează, sunt șanse să ceri un om obișnuit. Dacă ea este extremă, cere o persoană care să nu aibă nevoie, fiindcă ești sătulă, să ajunge. Nu mai vrei să tragă alt nebun de tine, să te urmărească, să tragă de tine. Cum se spune în popor, să te fugărească. Numărul 3. În cazul în care ea nu există, tu ceri un partener care există. Rezumându-te doar la o secțiune, o felie de pizza, o felie din cele câte sunt într-o cutie. Tu primești, <coughs> alături de tot ceea ce tu ai cerut, și caracteristici noi ale partenerului la care nu faci față. Și brusc, lângă tine, apare un om Care nu are nimic conectat de tine. Băi, da, nimic. Și pe care tu încerci să-l înțelegi, nemai înțelegând cum funcționezi tu. Îți dai toată energia pe înțelegerea lui. Dar, în raport cu tine tu nu mai înțelegi cum funcționezi lângă el. Și apare misisterul despre care Tigru din Tigru și Pluș vorbea, care se acutizează în timp, la 6, 9, 12 luni, în mintea ta apare doar sub forma unei întrebări simple, ulterior să ia se verbalizează, întrebarea cine am ajuns să fiu. Cine am ajuns să fiu reprezintă un nou restart mental pentru tine. Fiindcă tu alegi, să spunem, de la grădinița copilului după divorț, de la școala copilului după divorț, de la liceul copilului după divorț, da? un om pentru tine, căruia îi zâmbești și căruia îi te arăți validă și care, evident, că nu ratează nimic și ajunge cu tine în pat timp de o perioadă de timp, <coughs> relația funcționează adolescentin. Te vezi pentru o perioadă scurtă de timp, faceți dragoste, te speli, te îmbraci, pleci. Dar tu îți dorești mai mult. În subsidiar, jos, în contractul pe care tu l-ai cu tine în noua relație, tu spui așa. Îmi doresc și parcă îl vezi pe Dumnezeu cum face cu urechea, știi? Da. Spune, spune. Ce îți dorești? Un om care să mă vadă pe mine. Și a apărut. Îi faci față? Simți că nu-i faci față? ajuns să crezi că modul în care el se poartă, vorbește, gândește, te depășește cu mult? Da. Ce ai primit, ce ai cerut? Dacă o să te uiți un pic la viața ta, te duci cu amintirile în trecut sau te duci cu o proiecție în viitor, vei observa că tot ceea ce ai cerut s-a îndeplinit. Mai puțin noțiunea de superputeri. În rest, tu ai primit tot, dar tot ceea ce ai cerut. Acum, cererea karmică a dragostei înspeță conceptul de Cererea karmică de karmă sugerează că fiecare acțiune are o consecință. Tu ceri da ce ceri? Ai grijă ce ceri, fiindcă va veni o consecință. Cererea karmică a dragostei se referă la faptul că relațiile noastre actuale sunt influențate de totalitatea acțiunilor noastre din trecut, din viața prezentă sau chiar din viețile anterioare, în funcție de credințe Astfel, dacă ai oferit iubire și compasiune, este posibil să primești cam aceleași lucruri înapoi în cazul în care părinții tăi nu au avut elemente negative în structura karmei. Se presupune că stabilitatea emoțională și spirituală generează o viață liniștită. Dragostea și echilibru karmic contribuie semnificativ la o astfel de stare. O relație amoroasă, bazată pe respect, înțelegere și iubire, conduce la armonia ce apare în interiorul nostru. Dacă vom acționa cu bunătate și integritate, karmic vorbind, vom atrage circumstanțe pozitive, făcând accesul trecerea către noțiunea de viață liniștit. Evident că structura în oglindă către viața agitată se păstrează și spunem un felul următor. Există un echilibru emoțional ce este cerut de către toți cei care au pretenția de a se îndrăgosti. Oferirea și primirea dragostei creează un echilibru emoțional Favorizând apariția vieții liniștite. Tot ceea ce înseamnă acțiuni și consecințe karmic, comportamentele noastre afectează calitatea relațiilor și implicit starea noastră de bine. Gândește-te tare bine ceea ce vei face tu cu viața ta, cu spusele tale, cu gândurile tale, până și cu somnul ca să știi cum o să fie în viitor, structura ta organizatorică și, evident, conexiunea cu dragostea. Relațiile armonioase bazate pe iubire construiesc o comuniune, adică o conexiune, o legătură, dintre tine, cel speriat de bombe, trist, mohorât, amărât, și cel care ar trebui să primească dragoste. Prin dragoste te vindeci. O conștientizare categorică a propriei noastre contribuții la relațiile din viața noastră conduce la acțiuni realizate de noi care promovează evitarea agitației. De ce îți dorești și ceri? Dragoste. Ca să te asiguri că nu vei mai fi neliniștit. Acum, să conectăm trei elemente care să-ți lumineze mintea. Conexiunea dintre diverse tipuri de concepte spirituale și științifice reprezintă unul din subiectele de care oamenii de știință, la fel și specialiștii în psihologie se feresc cumplit. Al 21-lea cer. În diverse tradiții spirituale, evident și religioase, cerurile sunt văzute ca fiind multiple niveluri sau tărâmuri ale existenței bioenergetice. Al 21-lea cer simbolizează un nivel extrem de înalt de conștiință sau iluminare, accesibil doar printr-o spiritualitate avansată sau accesibil printr-o puritate sufletească desăvârșită. Frecvența lui Schumann. Și acum toată lumea e atent. Frecvența rezonanței Schumann reprezintă un fenomen natural care apare din relația dintre suprafața Pământului și Ionosfer. Acesta reprezintă un set de vârfuri de frecvență extrem de joasă, Elfu, cu un vârf fundamental la aproximativ 7,83 de herți. Aceste rezonanțe sunt considerate ca fiind bătăile inimii pământului și sunt uneori asociate cu stări de conștiință profundă și mișcări sincronizate ale creierului uman. Cererea carmică a dragostei. Karma reprezintă un concept centrat în multe religii orientale, reprezentând legea cauzei și a efectului moral. Cererea karmică a dragostei face cu exclusivitate referire la ideea că acțiunile pline de iubire și compasiune generează efecte pozitive și ceea ce îți proiectezi aia primești. Dar în mod real accesarea unui nivel înalt de conștiință, cum ar fi cel asociat cu al 21-lea cer. Teoretic influențează armonizarea cu frecvența naturală a pământului, evident incluzând frecvența Schumann. Practicând meditația și sau postul intermitent, și sau doar postul cu apă, sau alte forme de tehnici organice sau spirituale. Subiectul ce cere dragoste sincronizează ritmurile cerebrale cu aceste frecvențe, facilitând experiențe transcendentale. Energia dragostei și frecvențele naturale. Teoriile spirituale de peste 1600 de ani, sugerează că emoțiile pozitive, cum ar fi în speță iubirea, atât timp cât subiectul nu este bolnav la căpuț, sunt codificate și sau propagate prin frecvențe naturale, influențând câmpurile energetice ale Pământului și, evident, ale tuturor oamenilor de pe Pământ dragostea are un impact asupra frecvenței lui Schumann. Și evident invers. În momentul în care cultivi iubirea și compasiunea, karma vede acest lucru contribuind la o ascensiune spirituală, evident atingând al 21-lea cer. Acum, tu trebuie să te gândești așa. Dacă la începutul videoclipului totul suna absolut uman și rudimentar, ai mai auzit lucrurile acelea, spre final videoclipul s-a complicat. Ce ai de făcut? Să derulezi de unde nu ai înțeles și să reiei. Și să rămâi cu următoarea concluzie. Atât timp cât vei cere, de la cine vrei tu, tu îl numești Dumnezeu, eu îl numesc viață. Tu îl numești karmă, eu îl numesc Dumnezeu. Poziții diferite. Ceva ăla pe care tu îl vizualizezi ca fiind bun pentru tine, nu zice nimeni că nu îl vei primi. Dar eu te întreb cu toată dorința mea de a te lumina. Îi vei face față. Că sunt șanse mari să te sperii foarte tare. Te salut cu drag, eu sunt Raduleca. Și de 20 de ani repar și construiesc suflete și oameni. Te aștept la cabinet.